Intrați în Dex. El oricum e de căcat, dar intrați în Dex. Da. Citiți definiția cuvântului misiune și definiția cuvântului onoare, da? Și cu aceste două definiții vă apucați frumos de treabă, mai ales dacă ați fost traumatizați, da? De diferite situații din viața voastră. În numele acelor situații, în numele acelor traume, da? Pentru a nu lăsa acea întâmplare, acea experiență sau acele experiențe negative să fie degeaba, să treacă prin viața ta degeaba, să te fie afectat degeaba, nu le lăsa să fie degeaba. Transformă-le în misiunea vieții tale pentru a nu le mai repeta. Și onorează-le. Da? Onorează-le. Onorează-ți viața. Onorează-ți universul. În onoarea ta și a celor întâmplări, mulțumește universului că te-a clădit. Repet, că le-ai văzut, că le-ai trăit, că le-ai experimentat. Fii recunoscător și transformă acea durere, acea traumă, acea nefericire, da? În lumină, în misiunea vieții tale, în onoarea vieții tale. Construiește o viață frumoasă, liniștită, iubitoare, darnică, armonioasă, ca să nu se mai repete ceea ce tu ai trăit. Soția ta sau soțul tău, copilul sau copiii tăi, nici măcar să nu audă vreodată în istoria omenirii cuvântul traumă. Nu că să nu o trăiască cum ai trăit-o tu, că te-a bătut în tactul. Știți ce înseamnă aia? E să nu audă, să nu știe, să fie dobitoc. Pune focusul ăsta. Da? Pune acest focus și roagă-te ca copilul tău să zică: bă, copilul meu, vreau să fie atât de tâmpit încât să nu aibă în vocabular cuvântul traumă. Când l-a întrebat cineva: Mihai, știi ce e traumă? L-a zis: ce? Nu știu ce înseamnă. Târ, cum? Cum să scrie? Înțelegeți? Aia trebuie făcut. Așa se rezolvă lucrurile.